Bilanțul este sumbru, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Toate victimele sunt din microbuz. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Însă, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. A fost o adevărată desfășurare de forțe pe DN6 în localitatea Ișalnița. Șoferul unui camion a ieșit din curtea unei societăți și a vrut să întoarcă pe celălalt sens spre Craiova. Nu s-ar fi asigurat, moment în care un microbuz a intrat direct în platforma tractată de camion și care blocase ambele sensuri de mers ale șoselei. În microbuzul care venea de la București cu marfă pentru un magazin din Filiaș, erau șoferul și patru femei. În urma impactului, două dintre femei au murit pe loc. Ieșeam de aici, am adus o mașină aici la reparat. Eu n-am văzut, eu eram în dreapta, eu ce să văd? Doar am simțit când s-a mișcat camionul și colegul a sărit de la volan, a sărit încolo de la impact. Eram înăuntru, reparam acela și am avut o bubuie puternică, de tot puternică. Și ce s-a întâmplat? Am ieșit în stradă deja, era exact cum se vede acum. Era. Nu știu, tirul era în partea, nu știu ce s-a întâmplat. Șoferul și alte două femei au scăpat cu viață, dar au fost transportați la Spitalul Județean din Craiova. Traficul rutier între Craiova și Filiaș a fost blocat timp de câteva ore.